trotuare din capitală. Chișinău, strada Hâjdeu. Aici e o gură de canalizare deschisă, acoperită cu un carton moale, ca o capcană pentru urși. Dincoace asfalt deteriorat și încă o gură de canalizare deloc acoperită. Aici omul poate să moară, chiar dacă marginea pare din plastic. Și încă o groapă, o capcană. De mult că e aici, probabil. Chiar dacă marginea asta pare nouă. Și alături, și credeți că avem o viperă venenoasă. Centru de sănătate publică. O instituție de stat enormă, scumpă și absolut inutilă. Dacă nici măcar alături de ei nu pot veghea viața, sănătatea cetățenilor, ce să mai sperăm despre ei că ar putea face în lume, în țară?